Nu prea mi s-a întâmplat cu tuturor sărbani europeni de la diplomatajul. Așa știu, eu vorbesc de un special de milioane. Exact, mare, de o firmă olandeză super specializată în asemenea întâmplări. Nu știu dacă pe comisiune sau ceva, dar... Noi! Ce întâmplare! Ce mai zi o dată așa mai el? Nu știu dacă pe comisiune sau ceva. Evident că nu! Noi! Dar domnul Mir! Dar fii atent totuși, litoralul românesc a ajuns la loc de cinste pe National Geographic. Famosul la post de televiziune promovează atracțiile litoralului de la noi. Vorbim despre cazinoul din Consta. Martinia e un tem cu stăpânețe despre asta. Și văd deja de 1 milion de oameni. Mai avem ce e cu ce să ne înlăudăm. Am fost ghid, eu duceam turiștii la cazinul. Și ce le poveste? Păi era ce aveam ce să le arăt, aveam ce să le povestesc. Și ce, nu mai e? Tu crezi? Au, tu, da, știu, nu mai e, de ce? Acolo... Poate dă bine în poze cu tine, ce? De fapt, da, dacă dai bine în poze pe Insta, ce să le crede? Ce mai am putea să facem o rămâni pe Instagram? Am dat extraordinar. Cu filtru. Cu filtru. Cu filtru. Da, numai cu hipster de ăsta bărboși, tatuați, în București, cu tipul în sutien și cu tatuaje pe picioare. În cel mai albastru nu vezi nicăieri în altă parte. Exact. Cu filtru, spun că nu ai. Și tai în lepsuri în care românii pe timpul știi, mâncă sandwich-uri, se simte bine, dansează.